Eu sunt curios ce fel de bețiv ești tu. Ești pregătit? Ascultă pe asta. Deci, acum aflăm, după ce spun, citesc ce scrie aici, tu îmi zici ca ce fel de bețiv unde te încadrezi. Psihologii de la Universitatea din Missouri au publicat un studiu efectuat pe 374 de studenți din USA, ce s-a inspirat din literatura și cultura populară pentru a trage concluzia că există patru tipuri de băutori. Tipul Mary Poppins, tipul Ernest Hemingway, tipul profesorul Trăznit și tipul domnului Hyde. Hai să spun tipurile. La fiecare ești, tu îmi spui care ești. Așa. Tipul Ernest Hemingway. Primul și cel mai mare grup, în care intră în jur de 40% din cazuri. Este numit tipul Ernest Hemingway, după scriitorul care se lăuda că putea bea orice cantitate de whisky fără să se îmbete. Acest tip nu trece prin schimbări mari de personalitate atunci când se îmbată, spune studiul. Continuă. Asta e unul. Tipul Mary Poppins. Prin contrast, băutorii de tip Mary Poppins se comportă precum eroina pelicului din 64, după ce beau, cum sunt deja extrovertiți, devin și mai simpatici și mai fericiți după ce consumă alcool. Profesorul Trăznit. Botezat după savantul cu a doua personalitate jucat de Eddie Murphy. Acest tip, spun savanți, este alcătuit din persoane care sunt în mod natural introvertite și care renunță la inhibiții atunci când beau, expunându-și o latură mai sclipitoare și mult mai sociabilă. Și domnul Hyde, atenție, acei băutori care potrivit studiului devin mai puțin responsabili, mai puțin intelectuali și mai ostili când se află sub influența alcoolului. E o combinație de Hemingway cu profesorul Trăznit. Da? Mine. Da. Cred. Cam așa. E sigur. Eu am pe... Adică... E sigur, te întreb. E o combinație de două. Mă întrebesc. Ca la făurei. Dom'le, eu am pe Marta. Ți-am zis de Marta? Cine e Marta? Marta... sunt tot eu. Nu sunt eu. E în mine. Marta trăiește în mine. Eu grasa cu... din tine. Nu, că nu e grasă. Nu? Nu, o să spun. Există în gașca asta noastră cu la Sfirbințiu, Buliga l-are pe Bill Nebunu și eu am pe Marta. Marta este singura care împacă pe Bill Nebunu când apare. Au momente la băute în care se rugau oameni de mine să o scot pe Marta pentru că nu se mai înțeleg cu Bill Nebunu. Bill Nebunu apare și face ravagii, adică aruncă tot după masă, nu-i convine nimic. Da? Deci nu Dragoș, nu Buliga. Bill Nebunu. Și face foarte rău. Și doar Marta știe cum să-l ia. Pentru că Marta plânge foarte mult, ca să știi. Plânge, ia oamenii în brațe, îi pupă. Asta e Marta. Asta faci tu? Marta, nu eu. Okay, eu pot să beau lejer, n-am niciun fel de problemă. Dacă apare Marta, e... Asta e. Ai frâna în tine? Nu, eu devin vesel. Da? Niciodată recalcitrant? Odată am mușcat pe cineva de ureche, dar în rest nu. Era tipul meciului de box? Mă exam Titan. Te vorbesc cu tărate, ales. Devin foarte peltic. Înțeles, de aici. Bun, mai am o poveste. Tu știi pe Bărbosu? Ai auzit de el? Din gașca Turosu, Bărbosu, Manții, descriau pe la Kamikaze. Da, știu, e și din Brăila chiar. Bravo! Da. Mai mulți sunt din Brăila, dintre ei. Sunt semne de întrebare, da. Când se îmbăta, avea obiceiul să stea în cap pe scările de la Casa Presei cu orele. Și... Loc să bea, adică... Nu, păi nu, după ce se îmbăta. Și ideea e că acum nu mai poate să facă treaba asta, pentru că i s-au tasat două vertebre. De la treaba asta vorbesc serios. Și doctorul i-a dat explicația următoare. I-a zis că vertebrele alea de la gât sunt făcute să țină greutatea unui cap, nu a unui corp. Și au făcut meciul de retragere. Au pus o pernă, nu știu ce, a stat în cap, dar ținut de picioare ca să retragă tricoul cum ar vei. Îmi pare rău. Și mie îmi pare foarte rău. Și aduc un omagiu pe această cale. Da. Asta aș fi băgat și eu. Tot greu. A mai mult, am gândit la asta, s-a potrivit. Sunt locuri din astea liniștite în care n-auzi. Mă rog, în fine, ne ducem acum pe... Zi-mi și mie ce s-a întâmplat la bătălia de la Arad din 2014. Nu vrei? Ba da, cum să nu? Păi că n-am nicio problemă, care pentru că am iertat numai... în seara respectivă. Eu nu mai țin minte ce gluma de la care a început toată treaba.
Vorbim de interlopul Luci și de băieții care... Nu mai știu cum îl chema, n-am Luci. Nicio treabă, nu, eu... Nu dăm nume, să nu ne taie. Un și băiat. Nu e vorba că am încheiat-o în seara respectivă. De la ce a plecat? A plecat, acum dacă stăm un pic să o judecăm, a plecat de la o întâlnire. Au plecat de la destin. Cum? Destinul a fost în felul următor. Eu mi-am creat niște așteptări foarte mari față de spectacolul respectiv. Crezând că ce, crezând, că acolo și... Da, care e ideea? Arad, Club Flex. Locurile unde am avut cele mai mișto spectacole de stand-up comedy. Da. Râsul acolo... Se auzea în tine ca să... Ai făcut vreodată? Nu. Ok. Deci pentru cei care au făcut, colegii noștri stand-upper care au făcut show în Club Flex, să ne dea un mail. Scuze, așa a sunat peste, că faci un anunț peste... de ăsta la radio. Bă, știți cum era? Bă, era un râs care se auzea atât de tare. Deci venea râsul cumva să aduna din pereți și venea spre tine, că deveneai foarte... Orice glumă spuneai și îți dădeau așa o poftă să construiești, să improvizezi. Să... Erau cele mai mișto, da, show-uri. Okay. Și la primul show, care a fost mult mai foarte bun, am băut un pic cam mult. Am băut un pic cam mult și trebuie să recunosc această treabă. N-am limită la alcool. Așa de mult îmi place starea aia de amețeală de la alcool împreună cu starea mișto de la oameni. Și vrei să zic ceva, înainte să ne apucăm de toată nebunia cu podcast și vorbeam lângă, când am băut înainte, primul mi-a venit un gând în cap, ce mă enervează cât avem treabă, pentru că avem treabă și trebuie să par cât de cât conștient și coerent și să nu mă judece oamenii și așa mai departe. Și mi-a venit gândul ăsta. Păi, dar nu ne putem întâlni și noi să vorbim lucrurile astea așa, să bem până când, chiar efectiv așa cum ne dorim? Trebuie tot timpul să nu fiu judecat și așa mai departe. E, la spectacol nu aveam acea treabă. N-aveam chestia asta de trebuie să fiu ok și la al doilea spectacol. Ai trecut limita, ai băut mai mult. Am băut mai mult decât trebuia. Așa, și da? Ce s-a întâmplat? Și după aia când am terminat primul spectacol, încărcat de la spectacol, mamă, de-abia așteptam să mor. Eram așa de viteaz încât am mai cerut un shot de Jägermeister. Și mi-a venit organizatorul și mi-a zis, bă, uite care e faza. La prima masă undeva în dreapta, vezi că-s vreo niște vorbăreți, că n-a vrut să le spună pe nume. Da. Vezi că niște băieți care au venit cu niște aia către la, nu te lua de ei. Ce vorbești, mă? Eu știam că e la Arad cel mai mișto show ever. Știam că în Club Flex ies cele mai bune spectacole de pe pământ. Și m-am urcat cu energia aia, un pic băut. Nu a fost acea reacție la care mă așteptam, mai ales că din partea acelei mese, care și ea era împreună cu mine, dar n-a venit să se bucure alături de mine, da, cum credeam eu, și au început să-mi fac un fel de roast amenințare. Ei, da. Dar au început cu amenințări, că eu începeam să zic, cel mai mișto Club Flex, unde am trăit cele mai fine show-uri, zici că a plecat trenul Marfar cu râs și s-a răsturnat în Arad cu râsul din Ungaria, de aia nu râd ungurii, pentru că tot râsul s-a oprit în Arad la Club Flex, bă, ce bucurie! Și nu râdea nimeni. Eu din toată vria, din toată bucuria aia, n-am nemai râzând nimeni la început. Te-ai speriat? M-am speriat un pic. Și? Și după aia am început să zic glumele. Și am început să ascult ce îmi spuneau băieții aia. Și la un moment dat băieții aia făceau niște chestii de genul că poate nu mai ajunge acasă. Că poate rămâi pe aici, prin Arad. Mamă. Și tulburat, mai ales pe ideea asta, că în curtea mea, deja, mi-aduc aminte clar momentul. În curtea școlii m-am văzut deodată când eram copil cum era luată mingea și spartă și nu m-a mai lăsat cineva să mă joc pentru că erau ei băieții. Nu vorbim de ăsta de tot revenea din pușcărie și te băgat. Nu, Pațachi. Dar loc, că pot să vorbesc despre altul, deci oară brandiu că a murit.
A murit Pațac? Da, nu, și nu, n-a murit Pațac. Dar e o poveste cu Cioară Brandiu, care, pe care v-am mai zis-o. Cioară Brandiu, care venise în curtea școlii și își punea, în timp ce jucam fotbal, își parca BMW-ul în spatele porții, fără plasă. Dă tu gol, bă, dă tu gol! Deci el asta când venea... Asta e mai urâtă decât aia, deci, dacă îți place de prietena mea. Da, mă, da, venea și punea, își parca frumos BMW-ul în curtea școlii, 1-8, școală gimnazială, și era nivelul ăsta. Da, da, da. Și m-am simțit la nivelul ăla. M-am simțit la nivelul ăla în care au venit în curtea școlii și mi-au tăiat mingea. Și în timpul spectacolului tău e vin să spună ție asta. Vin mie să-mi spun asta. Păi nu te distrug, mă, mâncați așa. Și cum ai distrus Costă? E important acum de știut. Bă, cum i-ai distrus, mi-ai făcut bucăți. Piece by piece. Cum este monstru din tine? I-am cam luat un pic așa, la mișto, la mod... Ai uitat de spectacol. Am uitat pus de spectacol. Am pus pe pauză și tot publicul. Așa. Și voi rămâneți un pic ia așa. Să vedem, ia băieți. Să vedeți, băieți, aici ce vă fac eu. Și pentru că aveam maxim de tupeu de la primul băutură, spectacol și de la băutură, de la erai băutură, încărcat. M-am urcat pe boxa care era lângă masa lor și am fost ia, mă, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Niște băieți care vor să-mi strice mie okay, treaba. Hai să ce vedem ce avem aici. Aici. Așa, care e alfa? Care e alfa interlopul de pe aici? Eu unul m-am maxat foarte mult pe ăla care stârnea prin jur. Că mi-am dat seama că e unul care păi stârnește. Care e băiatul? Care e? Cum sunteți voi? Care nici măcar. Ne-am zis, care ești interlop? Și că nici măcar nu ești interlop. Tu ești un fel de semi-interlop. Că ești născut din tată interlop și mamă muritoare. Care cum mergeți voi să vă vizitați prieteni în pușcărie? Așa este, cum mă duc eu la grădina zoologică, așa vă vizitați voi prieteni în pușcărie, pentru că aveți numai porecle de genul ăsta, jderul, mistrețul, jaguarul, păduvă, mamă. Și eram pachet de nervi așa pe el. Și unul a început, ăla a clacat și a fost gata, mă, oprește-te! Și a luat o chestie și a aruncat-o spre mine. Da, a aruncat-o spre mine. Deci a aruncat un pahar înspre mine, care nu m-a nimic. Adică a aruncat spre mine. A aruncat înspre scenă să mă intimideze. Ai făcut-o și tu pe aia lui Matrix. Nu. Nu, dar a aruncat un pahar spre mine și n-am clipit. Cum să zic, de la Jäger și de la toată nebunia asta că sunt pe scenă, nu mi-a păsat. Și m-am uitat la el și am zis, bă, la cât sunt de mic și nici nu m-ai nimerit. Tu îți dai seama dacă eram un pic mai mare, câtă muie îți luai? Ma! Și l-au clacat omul. Și s-a ridicat și a luat o sticlă plină de Tuborg și a aruncat-o spre fața mea. De data asta nimerindu-te, indiferent că erai micuț? Da, și de data asta nu nimerindu-mă, dar am făcut un gest reflex, mi-am dat capul jos, a trecut sticla, mi-a razat, da. Mi-a ras... A trecut razant peste așa și s-a făcut pasăra Phoenix pe peretele din spate de la toată nebunia asta. Eu pentru că n-am știut ce s-a întâmplat, eu am auzit un în capul meu. Ne mai auzit nimic ce se întâmplă. M-am panicat că am surzit. Prima chestie care mi-a venit, am surzit. Șmecherul care intrase mie. Am surzit să vară. Acum surd? La diferență de 30 de secunde de ia să vedem ce avem noi. Am surzit. Să vară, am surzit. Exact, exact. Și după aia, în timp ce eu mă frecam la cap și ăia toți ridicându-se de la masă și plecând, eu observând tot ce se întâmplă, lăsând, mă uitam să zic, când am zis oamenilor, la microfon, am surzit, s-a terminat spectacolul. Și am pus... am surzit, s-a terminat spectacolul. Și am pus microfonul fix în fața boxei, de s-a auzit... Ceea ce m-a auzit și eu, a auzit toată sala. Mi-a oprit microfonul. Eu stăteam undeva lângă scenă, mă frecam la cap aici, la glanda peneală, observând pe toată lumea care se ridică și pleacă și a fost la modul, bă, n-ai voie să faci asta, frate, adică hai să fim serioși, nu faceți asta. Ce ai făcut asta, frate, că nu am nimic cu tine, nu ai nimic cu mine, un show de comedie, adică îmi comentez... Asta spuneai tu în capul tău, ea plecaseră de mult. Da, și era în capul meu, știi? Și în capul meu după aia mai a apărut un gând. Cu ce a dat?
Cu ce eu, dat, domnule? Cu ce a dat? Eu, numai, eu n-am știut cu ce a dat. În capul meu se simțea ca și cum m-ar fi lovit cu o scrumieră de la polmol albastră. Bă, înțelegi cât de specific a fost mintea și creierul meu. Știa exact. Știa exact cu ce a... sau cu molul, cu de, partea, cu mai lău. Ții minte, dar vreau să te întreb. Le, știu, le da. Știi. Erau chestiile alea noi de sticlă grele. Noi am lansat polmol albastru da. În Cluj, la terasa unde se vorbea numai ungurești și noi am făcut impro în română. Înțelegi? Și pentru mine, în capul meu, era foarte clară ideea că m-a lovit cu aia. Și era diferit dacă te-ar fi lovit cu o bere. Da. Dar pentru mine durerea aia era s-a tradus de scrumier. Și surzești de la aia. Și surzești de la aia. Corect. Și am luat microfonul după ce au plecat oamenii, uitându-mă pe degete că n-am nimic, mi-am dat seama că am numai un cucui pe glanda pineală aici, fix la... Mă mor cu glanda pineală, zici că ești ăla. Da, pentru că aici e glanda pineală și asta schizem. Dă-o morții. Că nu contează acum. Și iau microfonul. Și oamenii muți, deci n-a făcut nimeni nimic, au plecat ăia, bum, s-a întâmplat ceva în spate și toată lumea așa. Și iau microfonul. Cu ce a dat? Bă. Stai că ai să stai mă cipura asta. Cu ce a dat? Cu ce a dat că să moară mă? Deci lumea... jur, deci gândește-te cât a fost de fanii tot cu momentul ăsta. Cu ce a dat? Că la, deci cu cât de fani a fost tot momentul, cum am uitat la oameni și am zis, cu ce a dat? Și la toată lumea în șoc, inclusiv eu, cu ce a dat? Cu ce a dat? Cu ce a dat? Băi, era așa un absurd a situației. Cu ce a dat? Nimeni nu știa. Și după aia zic, ok, a plecat? Da, aveai numai întrebări de șmecher. Da, au plecat bine, ok. Păi să continuăm, îmi pare mie, că e ok, n-am pățit nimic. Asta este, hai să facem așa. Și zic, toată lumea când am zis hai să continuăm, părea că a fost un moment regizat, gândit dinainte. Asta-i. Bravo, Costele, hai, a fost treaba înainte. Că de asta am plătit bilet. Și după aia mi-aduc aminte că a venit un băiat de care era în grupul lor, după ce au plecat toți de la masă, că știau că o să fie cu scandal cu poliție și așa, plecat, da. Și a venit un băiat de la ei de la masă și tremura. Adică mi-aduc aminte treaba asta. Deci omul nu a prevăzut, nu era în filmul lor, pur și simplu era un om de acolo, de la masă. Și a fost, frate, îmi cer scuze, nu e ok ce s-a întâmplat, îmi pare rău. Și zic, du-te și îmi comandă 2 shoturi de Jäger, mai să te rog frumos acum. Și zic cu ce a dat. Și s-a întors, am băut un shot cu el de Jägermeister și l-am luat în brațe, frate, l-am iertat de acum. De acum l-am iertat, care că nu are rost să continuăm toată treaba. L-am iertat oricum că n-a dat și nu s-a dus mai nasol. Am vrut doar să reamintim puțin de bătălia de la Arad. Bă, și a fost cam așa drum. A fost cam toată povestea din ce mi-aduc aminte. Dă-mi voie un pic să zic ceva. Păi nu-ți dau eu voie. Eu, după toată treaba asta, mi-aduc aminte că am ajuns la bar, am vorbit cu Adi de acolo, de la Flex. S-a venit poliția și am zis, bă, trebuia, eu stăteam în Timișoara, nu? Trebuia să mă întorc imediat după spectacol în Timișoara. Mi-au zis ăștia că a doua zi pot să dau declarație împotriva agresorilor. I-am zis, bă, știi care e faza? Dar atâta timp cât nu s-a întâmplat și așa, n-am deloc să fac, nu vreau să fac niciun scandal. Îmi pare rău, a fost un moment creat de amândoi. Nu pot să acum să mă arunc, nu pot, este chiar și eu cred că am făcut ceva, iurea, știu când ar trebui, îmi pare rău că a făcut-o, se pare că... Costel, atât de... Stai. Spune. Și ideea e că la sfârșit, după ce am plecat și așa, m-am culcat, eu fiind tot timpul în vria nebuniei de la alcool și spectacole, ca să nu uităm că este o adrenalină de la spectacol. Când te simți bine. Ce înseamnă când te-ai culcat? Și a doua zi m-am trezit. M-am culcat, n-a fost nicio problemă. A doua zi m-am trezit și a venit organizatorul și mi-a adus filmarea. Bă, de ce să faci asta? Să te uiți la ea? Zic, frate, neaducându-mi foarte bine aminte de ce s-a întâmplat, neavând o perspectivă de treaz la tot ce s-a întâmplat, eu eram cu un film de scandal în care am ieșit ok. Uh-huh. Și ce relevă filmarea? Și această filmare care nu există nicăieri. Da.
Nu ai cum să fii hacker să mi-o downloadezi. Da, nu există. Am eu un singur pe un singur hard disk e asta și o vând la... Uite că, de fapt, am o surpriză pentru tine. Zi tu. Bă, a doua zi când m-am uitat la ea, să iau un Xanax, nu alta. Deci, când am văzut momentul și cum putea să se întâmple, că asta e mișto, asta e interesant. Ce s-a întâmplat versus ce se putea întâmpla. Deci, am fost ca un părinte al meu de-a doua zi față de ce mine. Ce se putea întâmpla față? Putea să-mi dea în față să mă facă varză pe față. Ce putea să te facă varză ce? Să-mi distrugă fața la ce, cum mi-a dat-o? Dacă îți dai o sticlă în frunte, îți dai, făceai cu cui și te operam. Eu n-am fost la bătăi, se pare. Unde îți distrugea fața cu o sticlă de bere, mă? Tu ești nebun la cap. N-a fost scrumiere pulmon. N-a fost o sticlă de bere. Aia, că aia are și scobiturile alea unde pui țigare, așa, aia ți-a intrat și perfora... Eu nu m-am luat să m-am gândit cum trece sticla aia de bere tobor prin fața mea, lăsându-mi... De ce mai bine? O gaură, ca în desene animate. Nu, mă, dar eu nu m-am bătut, eu am tot ce am văzut bătaie. E grav oricum, te-a atins la glanda spinală sau cum... Peneală. Dar dai seama dacă zădea la iris sau la cogne, la, că nu le știu nici eu cum le știi tu. Eres. Dacă îți o sticlă în... Ăla era. Atât. Și e un exercițiu foarte bun ca să construiești personaje. De păi exemplu, când te-ai fi vreodată să joci găina în personajul principal? Nu, dar ceva din atitudinea găinii, să știi că e ceva interesant la ea așa. Ah, da? Dacă te uiți la găină, știi, ea stă așa, știi, și se uită și are vedere binoculară și nu vede așa, știi, nu vede. Trebuie să uite să întrepte în partea altă așa. Da. Știi că eu dacă aduc într-un personaj, sunt personaje celebre făcute. Era un serial, bă, am uitat cum se numea. Deci asta se rămână da? Cartușe și le aduce da, în anumite le personaje. Aduci, de exemplu, uite, îți dau un exemplu, mă, așa, gât de lup, adică nu te întorci. Gât de lup, adică nu ai gâtul mobil. Da, te întorci cu tot capul. Da, te întorci cu tot capul. Asta dă în personajului, îi dă autoritate, dar mai ales e un tip de amenințare. Dacă eu, dumneata mă strigi și eu, ia, strigă-mă. Gabi? Da, bobonete. Da. Sunt mic, sunt, adică poți da, să faci ce vrei cu mine. Da. Dar dacă ia, strigă-mă. Gabi? Da, bobonete. Da, ai încurcat-o, ai încurcat-o. Știi ce am făcut eu? Gât de lup, am studiat lupul. Ce înseamnă tușa fină, ce înseamnă gâtul de lup. Asta e foarte bun, deci știu de acum un corp pentru fiul meu. Da? Să o folosesc când mă strig octav. Da, du-te întorci așa, da, tati, da. Să vezi cum îngheață și ce, scuze-mă, mă. Da, o de la gata. Puțin. E bună. Înțelegi? Asta, e bună de lucrat. Au mai folosit-o eu și cred că, am citit-o într-un interviu, cred că în ăsta Apocalypse Now, nu? Marlon Brando, e o scenă mică, înțelegi, în care mai folosesc oamenii, actorii, tot felul de chestii din astea, dar vin din observațiile comportamentului animalului. Cum spune? Bă, și, dar de fapt este din comportamentul uman, nu spunem, bă, ce, parcă e un urs așa. Păi ce a folosit Marlon Brando în Apocalypse Now acolo, din comportamentul animalului, de ți-a rămas... Bă, nu mai țin minte că eu știu, tot gâtul de lup, tot asta. Da? Avea un tip de greutate în gesturi, pentru că... Oamenii care au gesturi mici, care sunt în situații când sunt dedesubt, pe statut mic, sunt la înghesuială, sunt nu știu ce, sunt cum îi zice, mă, body language, da? Zi-mă că am făcut 8 ani de rus. Limbajul trupului, de, eu am făcut 8 ani de rusă, nu vin repede în zismele astea, așa? Așa? Da, vezi, le zic, așa? Sunt într-o situație în care sunt dedesubt, sunt de subordonare. Oamenii care sunt, deci dacă tu ești șeful, mă înțeleg, tu ești șeful, așa, eu vin în mod așa și zic, domnul Bobonete, am putea și noi să, uite, și așa, da. Și fără să vreau din tipul de raportare, asta e în comportamentul uman, eu sunt mai cu gesturi mai mici, cu nu știu ce, cu așa, dar dacă eu sunt șeful, mă înțelegi, stau așa și am gesturile largi, precise, da. Am autoritatea în spate. Am puterea. Am înțeles. Le. Dar asta să știi te că... Te zdrobesc, bobonete. Te zdrobesc. Ți-ai făcut podcast. Păi noi facem podcasturi, bobonete, aici. Ce frumos ai avut și cu mâna.
Uite, vezi? Da, larg, nu micuț. Că n-am studiat-o de acasă. Nu, micuț așa. Că dacă la podcast și erai micuț, așa, cum, cum vene? Iată așa, strângeam ce servit. Ce frumos ai făcut aici, ce-mi place la tine. Da, ce-mi place, cu un așa, zic, ca să mă invit și la altul, da, înțelegi? Dacă da, eu aveam rate la bancă, acum nu mai am. Vezi? Da, da, rate la bancă, uite așa, vorbesc, că e egal. Apropo de rate la bancă, spuneai că e direct proporțional cu ratele la bancă, sunt direct proporționale compromisurile pe care le faci de-a lungul vieții. De asta ai încercat să le ții tot timpul. No, asta era într-un interviu, nu mai știu unde, la o revistă sau la ceva, era întrebarea asta. Da, dacă femeia faceți, cred că ceva, da, sau tango sau așa. În tango, ceva, femeia. O întrebare despre asta, cât contează compromisul sau ce înseamnă compromisul? Și eu am zis, bă, compromisul este direct proporțional cu ratele la bancă. Rate mari, compromisuri mari. Da. Nu știu, dacă ai 5.000 de euro pe lună, asta nu înseamnă, mai da, stai, vii la Bobonete, ești mai lejer dacă n-ai, da. Dacă ai 200, bă, știi ce mă gândeam la apropo de, de asta cu gesturile? Eu cred că este într-un fel sau altul și meseria te denaturează să te uiți la, mă refer acum la atunci când privești un film, că sunt convins că și te uiți la fel cu aceeași ba mai, ba mai abitir decât mă uit eu, fiind și profesor și studiind mult mai bine toate astea, de spuneai, mai în grumă, mai în serios, da, te uiți la o găină și împrumus din comportamentul ei niște lucruri. Dar eu am momente în care mă uit la film, băi, și văd că nu era acord. Păi, au, și da, mă ia, da, mă ia boala la mâine. Mă numai la trebuie să e cu în sus, după aia cu arcul în jos. Băi, lasă-mă dracu, și așa vine mă omoară în serial asta cu... Cu racordul, niciodată n-am da, fost, eu nefiind un profesionist, niciodată da, asta cu mâinile, ăștia râd de mine la filmuri. Eu am trei poziții, au, beu și ceu. Așa, așa, da, sau așa, pânângă, și încerc să le păstrez. Deci, ești profesionist, de-abia acum ești profesionist. Da, băi, da, un profesionist de... niciodată nu-și, nu-și pune chestii din astea. Stai, zice că eu lucrez cu toate astea. Pormă, când e, el nu știe ce îl așteaptă la racorduri. Când dai contraplan. Înțelegi? Zici eu cum stau, mi-am luat, uite așa stau. Înțelegi, mi-a luat-o voie, da, nu mai ridic mâna de aici. Corobete, atâta. Le jucai pe aici, așa, micuț. Așa, micuț și așa. Da, da. Să n-ai treabă pe la gorobete nici nu... De exemplu, am schimbat scaunul, că mi-a dus să un scaun din ăsta așa și avea spătarul mic. Da. Și stăteam așa, într-o rână, cu, cum te uiți acasă la fotbal. Băi, nu mai aveam tipul ăla de atitudine, știi, da, și de așa. Le-am început unul cu spătau mai mare. M-am așezat așa. Am văzut, n-aveai treabă. Da, da, Astrahanul pe cap. Da, pentru că există o relație foarte importantă între poziția corpului și tipul de atitudine. Da. Dar da, astea nu sunt, ai pe bune, asta că, mamă, unii sunt actori, înțeleg ei, alții profesori, înțeleg și mai și... Nu, asta face parte din uneltele profesiei, pe care le vezi, da, le înveți, dar, e o meserie. Cred că asta doar la școală, că de exemplu mi-aduc aminte, am făcut cu Margareta Pogonat arta actorului de film, cred că îi spunea. Mi-aduc aminte pentru că era unul dintre puține cursuri care chiar mi-au plăcut. Și uitându-ne la Parfum de femeie cu Pacino, la un moment dat studiind cum el joacă în filmul ăla, când îl oprește polițistul, el e un orb care joacă un văzător, dacă mai da, ții minte. Da, da. Și ne explica că, din punct de vedere actoric și așa mai departe, e o chestie uluitoare să joci un orb care vede și da, să nu trădezi treaba asta. Și noi eram atât de încântați cum că nu niciodată nu uitasem la treaba asta cu ochii aia. Și la, după îmi zice, dar știți că la moment are o scăpare și face văzătorul, el fiind trebuie să facă orbul, și a zis nu, când? Și ne arată scena în care el fumează în cameră, binecunoscută scenă, când zice the boy have balls, ain't you? Când zice la mic, ai nu știu ce, și fumează și are trabucul aici. Și în timpul secvenței se uită fix la scrumiere când scrumează. Da, din a niște reflexul tușeuri adus, acolo. Da, reflexul. Eram atât de bucuros, nu știu, parcă descoperisem lumea și eram... Am prins pe Pacino! Da, l-am prins! Hai mă, că nu e chiar așa. Chiar, era, la e așa drag, greu, da, da. Dacă și Pacino a scăpat-o... Eram așa. Și vreau să întreb asta cu... Eu, de exemplu, după atâția ani de bobiță și făcând și stand-up și așa, sunt 10 ani de bobiță, e foarte greu să mai fac un pariu cu lumea acum. Și cu mine să mă etalez, poate nici vârsta nu mă recomandă sau nu știu, în fine, mai multe, să mă etalez acum într-un rol de dramă sau să fac ceva care să fie contra amploa și nici nu pot să zic că nu-mi place ca lumea să zâmbească când mă vede, că zâmbesc când mă văd pentru că nu mă văd acolo. Cred că și tu de-a lungul timpului și ziceai la un moment dat, tu ai față de nea.
Nea. Nea, ce? Eu sunt nea, ăla, nea, ăla, nea, ăla. N-ai fi putut să joci Hamlet-ul. Dar de ce să facem noi, să facem noi dramă? Da, de acord. Dacă nu-i pârtia noastră. Dar n-ai avut niciodată o frustrare pe chestia asta? Niciodată. Nu ți-ai dorit niciodată? Nici așa nu e, bă, asta e comedia, asta e dramă. Dacă situația e comică și eu sunt la instrumentele actorului sunt cam aceleași. Situația e diferită. Una e dramatică, una e situația... Știi, dar te pune într-o zonă... Te vezi jucând Mircea cel Bătrân tu pe cal? Cu sabia aia mare. Bă, aș mai vrea așa. Adică, știi că... mă înțelegi? Ce ți-ai fi dorit să fii din ăștia? Adică, da. Ștefan cel Mare, care era mai mic, așa, da. Mircea cel Bătrân, care, uite, am ajuns și la vârstă, așa. Frumos pe cal acolo. A, Radu Gabriel în Mircea cel Bătrân. Scun sună. Radu Gabriel... Dar ți-ai făcut și voce Petrică, ceva. Nea Petrică, în asta. N-am ajuns decât... Bă, am ajuns și eu la primar, am ajuns. Da, da, da. Mai ajuns totuși. Da, mai mult de atât n-am putut să... Dar cât ai stat primar? M-a dat afară că vă luam caimacul. Da, mă înțelegi? Nu, păi de ce a fost așa? Eu mă gândeam că... Eu n-am frustrări. Băi, bine, ți-ai și la 41 de ani și ușor impostor în zona asta actorii, dar mă gândeam la tine. Nu ți-ai dorit niciodată să apari și tu un colanț cu un craniu să zici to be or not to be? Bă, nu. Dar îmi dai o temă de gândire că ești la pensie acum. Dacă, eu zic acum, bătrân, dacă mă vezi pe vurnal, înțelegi cu așa că mă umblu așa pe la metrou. Ce-a făcut, mă, la Teatrul Național, el singur? Da, a fost la podcast de ăla. La Bobonete. Și au niște colanți verzi, a găsit un craniu pe nu știu unde. Era bă, ce bine așa, joacă. Adică, da. Da, și face și gâtul de lup când se întoarce. Da, și cu combinație de găină. Și cum zici? Mai scapă ochiul. Încă, încă. Nu știu unde zic. Dar fii atent, apropo, mă întorc la chestia cu găina. Deci, cu asta cu Hamlet n-am avut-o și n-am... Da, am înțeles, n-ai avut niciodată probleme. Îmi place să mă uit la oameni, să văd ce descoperă aia, da, care îl fac, care e treaba lor. Eu rămân la lucrurile astea și să știi ceva. Nu este puțin lucru să faci oamenii să râdă. Este important. Iar dacă noi putem să facem asta, nu că ar fi ușor, cum bine știi, știi că oamenii zic, oamenii cred, știi, ziceau mie prietenii după ce veneam, că eu știu, de la Las Fierbinți sau o vreme eu am filmat, apropo de asta, cu eu am filmat în paralel la Pariu cu Viața, da, și veneam știu, și la Fierbinți, da. Și a trebuit să aleagă undeva, că nu puteam să merg în amândouă. Și eu nu știu cum ai făcut tu în perioada aia că veneai și erai Mitică primarul. Și mi-aduc aminte de secvențele alea când nu era text, în care intri în cârciumă și se spărsese un ciop și mi spuneai tu mie, băi Bobiță, dacă sărea ăsta în aortă, băi, Bobiță, și în da. Aortă sărea în ochi tu. Și ajunge, unde ajungeam noi cu asta? Da. Și eu de-abia nu mai țin de că am tras până la urmă, am întors cu spatele, că nu puteam, pentru că când mi-arătai că mi-intra la aortă, mă, îl simțeam că mi-intra la aortă, eram, bă, stai-mă puțin, Gabi, că nu sunt niciun ciop aici. Și după te duceai acolo. Și era o secvență, dacă mai ținte că mi-ai povestit-o, când murea cineva. Așa. Cu bunicul, cred că Dorian Popa sau cine era, era internat, era în comă, murea copil. Da. Dincolo, de dincolo, de la Pariu cu Viața. Da, și nu mai știu cine e, doctorul ce e, cea, era foarte bună replica. Domnul Marin Moraru și... Da, și cu Carmen Tănase, dar nu mai aduc era o chestie. Te întrebau ceva de genul, ăsta era cu tuburi nas, cu nu știu ce, da, era mort. Și era așa, era cu așa și da, și întreba, trebuia să semnez, așa era secvența serioasă, da. Știi așa. Și da, gata, mi-aduc aminte și domnul Marin Moraru, care juca bunicul și doctorul, așa, da. Ăla era deja păducă. Da, era așa, cu tuburi nas. Era cu tuburi era nas, ne uitam la el și întindea o hârtie să scriu că sunt de acord ca tată sau mai da, că eram tata lui, așa, sau... că să doneze organele. Da. Și eu aveam, îmi dădea ăsta și replica, vă rog să semnați că sunteți de acord să donați organele. Și replica era, păi uite-l că mișcă. Asta trebuie să zici tu. Asta trebuie să zic eu. Și sigur că toată lumea era plânsă, era și Carmen Tănase, dar ea se băga cu nasul într-un fișier de la și părea că plângea, știi? Da. Eu știam că râde. Era cadrul foarte strâns, nu era loc de întors să-ți joache ce ochii, nu era așa un plan general. Asta era replica. Contri plonjor. Și când se întorcea domnul Marin Moraru, știi, și îl vedeam și pe ăla cu astea în nas și asta așa și se întorcea și dânsul dădea replica, zicea, o să vă rog să semnați.
vedeam că-i tremură nițel foaia mână, deci da, era luase până întru, păi, așa. Normal, da. Și, eu ziceam, uite-l că mișcă. O să rupea, toți operatorii, toți, vă rog frumos, haideți, vă rog să mă scuzați, pe dar ce să fac păi dacă așa e replica? Da. Așa, păi, știu că asta a fost în perioada care tot filmai și acolo și acolo și tot te întrebam noi când veneai. Da. Dar referitor la asta, că nu-i ușor lucru să faci lumea să râdă sau să faci comedie, să știi că, dovedit psihologic, nu știu ce studiu, se pare că cel mai greu lucru pe care poți să îl faci cu alt om e să-l faci să râdă, pentru că în momentul în care îl faci să râdă, îi anulezi un background sentimental sau niște gânduri sau momentul în care e. Eu sunt acum în discuție cu tine la podcastul ăsta și poate pe spate am un fundal, că vin de acasă, s-a întâmplat niște lucruri, acum jumătate de oră, nu știu. Tu când mă faci să râd, eu râd și eu nu mai am nimic în spate. Și de asta spuneam așa că e foarte greu. Dar apoi să faci o sală să râdă sau să faci o țară să râdă sau un public să râdă numeros, că e vorba de gorobete, că e vorba de un serial, că e vorba de un spectacol, de teatru, nu mai contează. Se dovedește că este unul dintre cele mai grele lucruri. Și atunci niciodată n-a zice că e ușor să faci lumea să râdă. Ba din contră, eu cred că dacă mi-ai da acum să fac un tânăr bolnav de cancer cu probleme pe la nu știu ce, nu știu, eu cred că te-aș face să plângi, dar mi-ar fi la îndemână. Văd eu, plâng și eu, găsesc ceva. El a râs să dea dracu de n-am avut și momente de-astea în care eram, bă, trebuia să râdă lumea aici, ce am făcut? Tot de la mine era. Și atunci e greu, când te duci acasă și zici, bă, de ce n-a pușcat aici? Că dacă nu-i faci pe ea să plângă, nu e o problemă. Că de întristat tot te întristezi, chiar dacă nu plâng în sală. E, dar la râs, dacă n-au râs și tu ai pus tot ce trebuie, aici se nasc întrebări. Eu cred că comedia e mult mai al dracu de făcut decât drama. Băi, ești prea deștept pentru mine. A, da? Da. Dar poți să tai asta la montaj. Ori te-ai documentat, ori nu asta. Nu m-am documentat, dar fiind în domeniu. Și mai e o problemă. Dacă cineva a deschis televizoarele fix la ăsta, așa cum ar veni, da, cum e vorba românească. Zic că ce dracu mai fi chemat, mă? Bă, care e profesorul? Înțelegi? Și bă, l-a pus bobonete pe profesorul ăla. Bă, ce profesor e ăla? L-a ascultat și îi spune niște de alea. Nu înțelegea mai nimeni da, așa din ce spunea. Bă, m-a dat cu gâtul de lup, dacă da, vorbea bobonete. Bă, când vorbea bobonete, știi cum? Orică a prins de la profesor la început unde n-am dat eu drumul așa. A început cu bobonete așa. Bă, o fi certi Bergson, Lorir, da, o fi adică. Nu n-a citit niciun din ăștia. Na, na, așa, orică, da. Deci m-ai pus în dificultate. Na, ba nu. Doar am completat faptul că tu ai spus, nu, da, bă, nu e ușor să faci lumea să râdă. Da, și eu ce, dar eu am zis atâta și tu ai vorbit două minute, mă înțelegi că ai atâta filozofia de asta, care de aia ești imita, da, nu? Nu, dar mie îmi place că eu te ascult, mă înțelegi? Nu înțeleg și am și uitat întrebarea. Înțelegi? Nu era întrebare, era doar o completare a unui gând, atâta tot. A, mă înțelegi, de la ce am zis, uite unde ne-am dus prea departe. Stai că am și întrebări. Chestiunea este așa, stai să spun ca să nu creadă lumea acum că, bă, dar n-a zis și ăla ceva, mă. Bă, să-i pună niște. Așa. Uite, eu cu gândirea mea mai simplă de la Buzău zic așa, chestiunea, râsul e un alt reflex. Nu poți să adică la când te duci la teatru și vezi o comedie, nu e râzi sau nu râzi. Da. Așa e chestiunea. Dacă piesa nu e bună, actorii nu joacă bine, situația nu e bun, scrinul așa, omul nu râde. Deci actorul știe bine sau da, oamenii care au făcut piesa aia sau serialul ăsta, dacă nu se râde, nu e. La dramă, ăștia sunt mai avantajați. Înțelegi? Asta zic și eu. Probleme așa, înțelegi? Actorul zice, domne, când a venit ea și am văzut-o din partea, a uitat textul. Da. Bă, da, îngheață în sala. Da, da, sala zice, bă, ce bine ești, bă. Bă, zice, l-ai văzut. Bă, nu mai știa din ce parte a văzut-o. Bă, când a ieșit din partea, dar nu mai știa din ce parte a văzut-o. Când a făcut pauza aia, mi s-a ridicat pauza, a înghețat sala. Mă înțelegi? Ăla, uitase textul, știi, dar el e mai ușor. Și îți mai spun ceva, apropo de actorie, profesorie, ce vrei tu, da, cum am vorbit noi aici. Nu, că tai dramă, subiect, comedie, da, mai tăiași voi la montaj. Așa. Bă, știi care e treaba? Bă, nu e, nu e pe viață și pe moarte nimic. Bă, avem noroc. Înțelegi? Bă, aia care joacă pe scenă, aia, că nu e o chestie de viață și de moarte, asta e minunat.
N-am auzit pe vreunul să zică să se anunțe la știri breaking news. În sala teatrului Cutare, teatru de mic, la teatru de comedie, doi spectatori au fost chemați murdu, doi spectatori au atac cerebral. De ce? A jucat prost actor. N-am auzit pe nimeni să facă atac cerebral, că, da, știi? Adică nu e nociv. Ăsta e Hamlet, mă, da. Du-te, bă. Băi, nu se... Că mă înțeamnă, mi-a morțit. M-a luat! Da, da, înțelegi? Da, da. Nu e chiar atât de grav. Da, da, da. Mai nimerești, mai așa, lucrurile, o dată o să faci un lucru mișto. E permisă, da. Și până la urmă este o chestie care nu poate să provoace decât bine. Da, bineînțeles. Că e teatru, că e film, e vorba de o relaxare mentală. Nu te pune nimeni să te gândești acum. Am văzut comedia, mă refer acum la domeniul meu, la stand-up. Au apărut în ultimii ani de zile niște comedianți prin afară, că de acolo se dă ora exactă la ce Evident. Facem noi, în care au complicat gluma, băi, nene, să fie cât, adică să o asculti, să zâmbești puțin ca prost, dar să râzi acasă. Ne. Și am zis, bă, nu pot. Eu, bine, e vorba de stiluri diferite. Eu sunt storyteller, ăsta care povestesc cum mi s-a întâmplat. Da, e storyteller, da, povestește. Da, tot nu caut, că și pe storyteller ai putea să găsești o glumă întortocheată în genul ăsta, cum caută ei acum. E așa, mi se pare, bă, nu știu, mie mi se pare că ar trebui să fie mult mai simplu, exact ce ești tu. Iar nu e o chestie pe viață și pe moarte. Ce vreau eu să dovedesc comedia? Că da. Sunt deștept, eu care o fac? Da, asta e, Iurea, ne încurcăm prea mult ca aia cu bancul, mă. Lasă-l da. Așa cum e. Da, dacă râzi bine, dacă nu, las-o așa, da. Tot analiza. Corect, nu, așa, nu desface așa lucrurile în patru. Așa și cu oamenii care sunt, au har, pentru că asta e un har. De fapt, eu... Cred că e vorba de un simț muzical, pentru că comedia înseamnă, comedie farmacie, înseamnă ritmul ăla. Dacă intri pe 7, ai făcut o pauză în loc să zici, nu, n-ai simțul ăla, asta nu se poate învăța. Adică, așa că, dacă ți-a dat Dumnezeu, că e tot, e așa, spune-mi traist acolo, dacă ți-a dat Dumnezeu chestia asta, înțelegi, simțul ăsta. Până la urmă, ai văzut, în fiecare familie există câte un, nu mai, există câte un văr, câte un unchi, câte un aga, sau în fiecare grup de prieteni, câte unul fără de care nu se face revelionul. Eu știu, asta, jur că asta urma să întreb, ți se spunea în tinerețe că ești amuzant și că ar fi trebuit să urmezi calea asta, în direcția asta, să faci actorie, omor, și după vreau să întreb care e ruda ta din familie, ăsta de care zici tu, unchiul nelipsit, mătușa care, bă, când zicea că dai pe jos de râs, era în amodul, bă, nu știu, mă, de unde poate să le scoată. Da, vezi că ai intuit, că gândim cumva la fel în zona asta și te-ai intuit asta și o să-ți răspund și la ele dacă mă întreb punctual, așa, dar fără de care, ăla înseamnă har, ăla e glumețul familiei, eu am fost printre ultimii din familia mea mare, extinsă, așa, în care aveam vreo... Eu la fel, așa, cred că n-am fost niciodată în familie cel mai amuzant. Da, da, aveam și un unchi și un văr, care erau super, super haioși, super mișto. Dacă îl puneai în lumina reflectorilor, sigur că nu era în regulă. Aici cum... vorbim de alte calități. Altă este vorba de altceva, era în elementul lui acolo, așa, într-un mediu cunoscut și... Dacă, da, avea un tip de simț și știi că se zice, a, ăsta actor trebuia să facă...